În această seară putem spune din nou, slăvit să fie Domnul. Într-o lume tulburată, dacă suntem în pace, venim de la casele noastre cu liniște, avem ce să mâncăm, avem căldură chiar dacă este iarnă, de altfel nu este frig, avem sănătate, pace între frați și multe alte motive să lăudăm pe Domnul, slăvit să fie în veci. În această seară, lecția se intitulează Respectos sau obraznic? În a ne cerceta dacă avem o virtute, respectul, sau dacă suferim de un viciu, obrăznicia. Cei ce cunosc pe Dumnezeu, cei ce fac parte din poporul Lui, trăiesc după perceptele împărăției sale. Și în împărăția lui Dumnezeu, respectul este o realitate eternă. Să citim din Roman, capitolul 14, pentru a vedea că noi, deși încă nu suntem integrați în mod total și definitiv în această împărăție, ar trebui deja să aplicăm aceste percepte sfinte. Roman 14, citesc versetul 17 și 18. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Adică se dă respect și se merită respect. Aceste versete sunt scrise în urma celor menționate de la versetul 1, unde printre altele stă scris versetul 3, să evităm disprețul, judecățile, să ne raportăm la Domnul ceea ce facem, cu mulțumire, cu toată inima, versetul 8, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Versetul 14, mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Versetul 16, nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Deci, manifestându-ne cu atenție în raporturile noastre cu cei din jur, bazați pe o relație vie cu Domnul, putem să trăim în atmosfera acestei împărății binecuvântate. În schimb, cei de afară, din lume, de sub stăpânirea diavolului, sunt marcați de obrăznicie. Scriptura a profețit aceste vremuri. Și în Romani, capitolul 1, este scris că, printre altele, oamenii ce-au abandonat pe Dumnezeu și apoi ei la rândul lor au fost lăsați să-și facă de cap, sunt, versetul 30, bârfitori, obrasniși, trufași, lăudăroși. În aceeași idee scrie și în 2 Timotei, capitolul 3, pentru vremea din urmă, versetul 4, vânzători obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Aceste realități le putem observa din plin în jurul nostru. Haideți noi să ne cercetăm dacă avem respect sau uneori ne manifestăm cu obrăznicie. Respectul sau obrăznicia se manifestă prin cuvinte. Și din cuvintele noastre vom fi acceptați de Dumnezeu sau respinși. În primul rând, respectul sau obrăznicia, cea mai mare este în raport cu Dumnezeu și cu lucrurile sfinte. Pentru că Dumnezeu merită respectul nostru. Ori toți oamenii care înjură sunt
și obraznice. Toți cei care fac glume pe seama lucrurilor sfinte sunt și ei obraznice. Toți oamenii care sfidează chemările lui Dumnezeu sunt de asemenea obraznice. Dar să citim câteva versete din Scriptură care identifică fie stări, fie prezintă anumite episoade de obraznicie. Cartea Levitic, capitolul 24, citesc de la versetul 10. Fiul unei femei israelite și a unui bărbat egiptean, venind în tabăra copilului Israel, s-a certat cu un bărbat israelit. Fiul femeii israelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. Și pentru aceste vorbe a fost pedepsit cu moarte. Am putea spune că s-a dat un decret pentru condamnarea lui. Alt caz, 1 Samuel, capitolul 17, filistianul Goliat s-a evidențiat în cele ultime 40 de zile ale vieții sale și prin obrăznicie. Scrie de la versetul 8. Pentru ce ieși și vă stați în șirul de bătaie? Aleți un om care să se pogoare împotriva mea. Versetul 10. Arunc astăzi o cară asupra oștirii lui Israel. Întoarcem pagina, versetul 43. Când l-a văzut pe David, nu i-a fost suficient să-l sfideze oricum. Și scrie în finalul versetului că l-a blestemat pe Dumnezeii lui. Și David îi răspunde, vin în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Și în momentele acelea și-a primit pedeapsa. Citim și din 2 Cronici 30, unde avem de-a face nu cu oameni din afara poporului Dumnezeu, ci din interiorul acestui popor care ar trebui, cum aminteam de la început, să trăiască după alte norme. Aici este scris că Ezechia, cu ocazia reformei lui, a chemat și pe evreii care mai rămânseseră în celelalte teritorii lui Israel, ci erau deja sub dominația siriană, să se smerească, să vină la templu, la sărbătoare. Și scrie aici de la versetul 8, nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Versetul 9, promisiunea, dacă vă întoarceți la Domnul, Domnul Dumnezeu este milostiv, îndurător și nu-și întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Alegătorii au mers astfel din cetate în cetate, iată reacția, finalul versetului, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Măcar dacă ar fi fost indiferenți, să-și ceară scuze politico, să spună că nu sunt suficient de întemeiați, nu interesează, dar au fost obraznici. Citim mai departe din cartea Proverbe, de data aceasta, ca să observăm atitudini pozitive, corecte, 3:9, cinstește pe Domnul. Și aici este scris cu averile tale și cu cel întâi roade din tot venitul tău. Dar în cartea Psalmilor, în mod deosebit, și sunt multe versete. Și amintiți-vă în Vechiul Testament de câte ori scrie să aduci jertfe în cinstea Domnului, să fie sărbători în cinstea Domnului, adică din respect pentru Domnul. Dar acest respect, și vom vedea la punctul următor, cuprinde și aspectele materiale. Din cele strict de ordin spiritual, vă citesc din Cartea Psalmilor, doar de la Psalmul 105, versetul 2, unde stă scris, cântați, cântați în cinstea Lui. Deci, laudele noastre sunt un respect pentru Dumnezeu, printre altele. Apoi, cuvintele ce le spunem, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. În Noul Testament,
Citesc din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17, unde stă scris: prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți cu îndoită cinste. Și întoarcem trei pagini în urmă și la 1 Tesaloniceni 5, unde scrie în versetul 12, tot ceva legat de respect, să vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Deci, cei ce fac o slujbă, cei ce sunt într-o slujbă, trebuie respectați din pricina slujbei care o au. Dar asta depinde dacă noi avem respect sau nu. De aceea citim și din 2 Timotei, capitolul 2, unde scrie de la versetul 20 că într-o casă sunt diferite vase, unele pentru întrebuințare de cinste. Versetul 21, dacă cineva se curățește de acestea, deci de tot ceea ce este necurat, vinovat, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Asta privește pe fiecare dintre noi ca să ne sfințim, dar și pe ceilalți ca să cinstească pe cei care sunt într-o slujbă sfântă. În al doilea rând, respectul sau obrăznicia are în vedere relațiile cu înaintașii noștri, părinți, bunici, bătrâni în general. Generațiilor anterioare le datorăm viața. Și când nu avem respect, prin asta singuri, vorba proverbului românesc, ne tăiem creanga de sub picioare, că dacă n-ar fi fost părinții noștri, n-am fi fost noi. Asta ar însemna să n-ai respect față de viață, față de felul în care Dumnezeu a rânduit să se deruleze generațiile în istorie. Dumnezeu a scris cu mâna Lui, în porunca a cincea, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și a făcut mențiunea că de această atitudine depinde tot viitorul unui om. Domnul Iisus a revenit asupra acestei porunci care le-a călcat în vremea sa, apostolul Pavel la rândul lui o prezintă cu promisiunea aceea specială și ea va rămâne în vigoare până la sfârșitul viacurilor. Să citim însă, am putea spune, un comentariu acestei porunci în cartea Proverbele, capitolul 15, versetul 5. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său. Că ați respecta părinții înseamnă să ții cont de ceea ce spun ei. Și tot de aici, versetul 20, un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mama sa. Adică unii disprețuiesc pe amândoi, alții pe câte unul, dar se fac vinovați și unii și alții. Doar ce în pagina 16 cu 31, perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. E drept că cei bătrâni trebuie să se silească, cum scrie Pavel, întâi să fie vrednici de cinste, dar ca și copii trebuie să le dăm cinstea cuvenită. N-a fost întotdeauna așa, profetul Ezechiel surprinde în cartea sa o stare vinovată, exact inversă, Ezechiel 22, versetul 7, iată, în tine tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. De oameni care nu respectau aceste porunci sfinte. Respectul, cum aminteam, înseamnă cuvinte, înseamnă, cum scrie în Levitic 19 cu 32, să te scoli înaintea perilor albi, să le oferi un loc de cinste. Este drept să fie așa. Și în al treilea rând, respectul sau obrăznicia se observă în relația cu semenii, în funcție de autoritatea și valoarea lor. Când a fost pus Saul împărat, s-au găsit unii oameni ca și acum. Ce ne ajută asta pe noi? 1 Samuel 10 cu 27. Cu alte cuvinte, ei nu ar fi votat dacă ar fi fost sistemul democratic ca și acum. Să ne amintim tot din generația aceea, sau mai exact următoarea,
când Mical l-a privit pe David pe fereastră și l-a disprețuit în inima ei. Și când a venit acasă fără respectul față de el, era soțul ei, dar era și regele Israelului, l-a înjosit. Împăratul a fost destul de lezat de atitudinea ei și versetele scrise acolo în 2 Samuel 6 dau de înțeles că relația între ei a fost afectată apoi pentru toți anii care au urmat. În cazul împăraților este scris la Asa și la Ezechia că le-au dat respect sau cinste, cum apare termenul în Scriptura noastră, și la moarte. Pentru că realizările lor și felul în care Dumnezeu i-a binecuvântat, i-a rânduit ca și regi, cereau aceasta din partea poporului. Însă în momente de ispită, oamenii sunt foarte vulnerabili să nu cinstească pe cei care ar trebui cinstiți. Să ne amintim de Iov. Printre altele, încercarea lui a avut de-a face și cu obrăznicia. Măcar că până atunci era un om respectat. Este scris în cartea sa că și bătrânii se ridicau să-l cinstească datorită autorității lui. Dar când a fost încercat, citim din cartea Iov, capitolul 19, s-au schimbat lucrurile. Versetul 3, zice el prietenilor săi: iată că de 10 ori m-ați batjocorit, nu vă este rușine să vă purtați așa? Și tot aici citim versetul 18, până și copiii mă disprețuiesc, dacă mă scol, ei mă ocărăsc. Și din acest punct de vedere, lui Iov nu i-a fost ușor, dat fiind felul în care i s-a schimbat poziția. Citim și din Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 6, versetele 1 și 2, asta pentru societatea în care ar trebui să dovedim că avem principii mai nobile decât cei de afară. Știți că în vremea noastră se obișnuiește, toți sunt la pertu, toți sunt cu ceau, indiferent că unul e de 60 de ani și altul e de 10, indiferent că unul are o poziție socială, o ierarhie, altul este mult mai jos. Obrăznicia verbală sau în scris e foarte curentă, așa cum aminteam de la început. 1 Timotei 6, de la versetul 1, toți ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor, autoritățile, am putea spune actualizând termenul, sau patronii, vrednici de toată cinstea, adică să-i respecte. Ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău, să se vadă diferența. Versetul 2, iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați și să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacere slujbelor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat, cu alte cuvinte, fiți respectoși. Nu vă adresați când, de exemplu, mergeți într-o instituție, chiar dacă cunoașteți pe cineva, ce mai faci, băi? Vârsta, poziția socială, cum spuneam, slujba spirituală, gradele de raportare în familie, toate necesită respect care se vede prin cuvinte. Și mai citim din 1 Petru 3 cu 7, unde este scris despre familie. Se pare că și aici respectul e pe cale de dispariție. Versetul 6. Sara îl numea pe Avram cum? Domnul ei. Nu, să spui, lasă-l pe moșul în pace. Avram avea 100 de ani când i-ar respecta ca atare. Dă-i pace la nevastă. Muiere. Asta nu-i respect. 3 cu 7. Bărbaților, purtați-vă și vă la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre,
dând cinste femeii, apreciindu-o, adresându-ne cu respect. Evident că respectul nu constă numai în cuvinte. Mi-a plăcut odată de un frate bătrân care a zis: eu n-am fost învățat ca aceștia de acum, când ieși din casă iubi, când intri în casă iubi, dar știu să-mi respect nevasta. Ei, acum este un fel de iubi la început și nu mai știu cum e mai după aceea. Toată viața, cum dădeam exemplu împăraților, până la moarte, noi trebuie să dăm respect, începând cu cei din familie și continuând cu toți ceilalți cu care avem de-a face. În al doilea rând, respectul sau obrăznicia se manifestă și prin atitudinea față de trupul și bunurile proprii și ale celorlalți oameni. De exemplu, nu-i respect când îi dai la unul așa o palmă peste spate și spui: dă-te mai repede! De asemenea, vă voi cita și voi dovedi, cred, în Biblie, că nu-i respect să te îmbraci necuvincios. Cum spunea un frate că s-a dus într-o familie să servească masa și sora s-a schimbat imediat și a apărut în așa fel încât el a zis: eu am crescut cu părinți nepocăiți, dar mama ne-a învățat pe noi, când avem musafiri, să nu apăriți între ei până nu vă luați pantalonii pe voi. Este o lipsă de respect. Da, hai să citim și dea Domnul ca ceea ce scrie în Scriptură să fie de suficientă autoritate ca să ne însușim. În cartea Deuteronom, capitolul 25, vă rog să observați că legea avea prevederi și în această privință. Nu degeaba se spunea că e cel mai bun cod de legi pe care l-a avut vreun popor. 25:11. Când doi oameni se vor certa unul cu altul și nevasta unuia se va apropia să scoată bărbatul său din mâna celui ce îl lovește, dacă întinde mâna și îl va apuca pe acest număr de părți rușinoase, să-i tai mâna, să n-ai nicio milă de ea. O lipsă de respect datorată supărării, lipsei de control. Dar am vrut să citesc versetele acestea pentru că tot lipsă de respect e și de ordin moral, sau mai exact spus, imoral, când oamenii se ating unul pe celălalt în părți intime care nu țin de o relație socială normală, nici chiar familială, cu excepția relației soț-soție. Citim mai departe cartea 1 Regi, capitolul 22, versetul 24. Aici un așa zis proroc și-a permis să-l lovească pe un proroc adevărat. Apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraș și a zis: pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Și nu era adevărat ce spunea. A lovit pe cineva, cum spuneam, peste obraz sau și numai peste spate. Este o lipsă de respect. Am mai întâlnit uneori la frați, țin minte, cu atât am avut o problemă cu un deget aici. Se strângeau de mână, de riscau să mi-e rupă încă unul. Dar nu din respect strângem pe cineva de mână ca să dovedim noi ce forță avem. Du-te, prinde de fiere dacă vrei, dar nu muncește pe șantier. Citim mai departe, legat de ceea ce aminteam în cartea Deuteronom, Proverbe 7:13. O femeie, fără respect față de familia ei, față de persoana cealaltă, ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat cu o față fără rușine. Eu am criticat tinerii când se sărută băieți cu fete și după botez. Nu o să-i ajute Dumnezeu mai tare dacă îi pupați voi. Stați liniștiți. Respectul
nu include aceste atingeri. Eu sunt pentru sărut sfânt, cum scrie Noul Testament, dar bărbați, bărbați, femei, femei. Cum zicea o fată, mi-amintesc când eram eu mai tânăr, fete cu fete, ficioi cu ficioi. Așa da, dar nu cum este acum, prea multă permisivitate, aș spune, lipsă de respect pentru propriul trup și pentru trupul celuilalt. Citim mai departe, Isaia capitolul 3, versetul 5. Oamenii se vor asupri unii pe alții. Unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui. Tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic pe cel pus în cinste. Sfidare și chiar lovire fizică. Romani capitolul 1. Aici e ceva mai grav, o lipsă de respect totală. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurății să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupul, n-au respect nici pentru trupul lor, nici pentru acelorlalți. Amintiți-vă ce a fost în Sodoma, vremea lui Lot. Versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voie unor patimi scârboase, așa că femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftilor unii pentru alții și săvârșesc parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Dumnezeu să ne păzească! Deci, să avem respect față de Duhul, sufletul și trupul celorlalți. Scriptura spune în Evrei 13 cu 4 că patul trebuie să fie nespurcat, adică și în felul în care se consumă relația intimă, trebuie să avem respect. Și tot în domeniul acesta citim din 2 Petru 2, de la versetul 10, pentru a vedea că cei ce sfidează autoritatea spirituală nu respectă nici dimensiunea fizică a ființelor umane. 2 Petru 2, citim de la versetul 10. Și mai ales pe cei ce pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuie stăpânirea. Ca niște îndrăzneși și încăpățânași ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile. Versetul 13. Și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinași spurcași se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când o spătează împreună cu voi. Versetul 14. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Deci când cineva privește voluptos spre trupul altei persoane, de regulă bărbat spre femei, dar se poate și invers, e lipsă de respect la femei când nu se îmbracă și lipsă de respect la bărbați când privesc așa spre ele. Cum spunea cineva într-o împrejurare, că s-au dus la iarbă verde sau știu eu, la bronzat, prima lipsă de respect a fost a femeilor care s-au dezbrăcat în costum de plajă, costum care n-a apărut decât în secolul 20, în a doua jumătate a secolului, iar bărbatul a privit instinctual. Care au dat dovadă de lipsă de respect, de obrăznicie? Păi și unii și alții. În Iuda capitolul 1 este scris la fel, citim de la versetul 12, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi. Versul 13, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinile lor. Deci au ieșit pe față aceste obrăznicii, moralități, niște stele rătăcitoare cărora este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și să facem câteva referințe și cu privire la îmbrăcăminte. În Exod 28:2 este scris că Dumnezeu i-a îmbrăcat pe preoți în felul acela drept cinste și podoabă, adică să se bucure de respectul celor ce îi vor vedea. În 2 Samuel 10 este scris că David a trimis soli
să ducă un mesaj de condoleanțe la amoniți. Și aceștia, fără rușine, și-au permis să le radă barba pe jumătate și să le taie hainele pe jumătate. Dar acum își taie singur hainele pe jumătate. Și li s-a spus, citesc versetul 5, să rămână la Ierihon până le va crește barba, pentru că oamenii aceia erau foarte batjocoriți în felul acela. Deci este o lipsă de respect cum se tund și cum se îmbracă oamenii. Iar în 1 Tesalonicen 4:4 este scris să ne păstrăm vasul în sfințenie și cinste. Adică nu e suficient să spună cineva, eu sunt curat, nu sunt vinovat de curvii. Da, ești de cinste? Acolo sunt două mențiuni. Sfințenie, deci ceva ce să n-aibă de-a face cu necurăția, dar și cinste, ceva care să merite respect, cum le-am spus cândva la niște fete care erau destul de sumar îmbrăcate, am zis, dacă voi, în felul în care arătați, ați putea purta o pancartă pe care se scrie Templul Duhului Sfânt, cineva ar auzi, n-ar blestema. Lipsă de respect. De aceea scrie în 1 Timotei 2:9, vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în cup cuvincios, cu rușine și sfială. Și face câteva mențiuni legate de pieptănătură, podoabe, haine, specific femeilor care spun că sunt evlavioase. Vreau să învățăm din cele spuse până aici că virtuțile reunite generează respect. Deci un om care are mai multe calități trebuie să încorporeze și respect. Un om care e demn de calitatea de fiul lui Dumnezeu, de membru a împărăției sale, știe să respecte. În schimb, viciile, mândrie, răutate, dau naștere obrăzniciei. Obrăznicia este o rezultantă a unor stări interioare. Ca cineva să sfideze o autoritate, să n-aibă o decență publică, înseamnă că, așa cum scrie în Romani 1, i s-a întunecat mintea. Să fie în stare de o asemenea nebunie. Și asistăm pe zi ce trece la pierderea totală a respectului și la obrăznicie din ce în ce mai vinovată. În privința aceasta vreau să citim din Țefania 3, pentru a vedea că cele rele se adună, și apoi din Coloseni 3, pentru a vedea că și cele bune ar trebui să se adune și să nu lipsească niciuna. Țefania 3, de la versetul 3, că căpetenile sunt în mijlocul ei ca niște lei care răcnesc, judecătorii sunt niște lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineața. Prorocii sunt ușurați și înșelători, preoții pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Domnul este fără prihană în mijlocul ei, el nu face nicio nelegiuire, în fiecare dimineață își scoate la lumină judecățile fără să înceteze vreodată. Dar cine este nelegiuit nu știe de rușine. Deci trebuie să fii păcătos ca să fii obraznic. Un sfânt nu poate să fie obraznic. Coloseni 3. Aici apostolul recomandă, începând cu versetul 5, să fie eliminate total sub expresia omorâți mădurarele voastre. Apoi versetul 8. Recomandă îndepărtarea vicilor mai mărunte, mai ascunse, lăsați-vă de toate, repet, de toate aceste lucruri. Mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase care ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți, versetul 10, întrucât v-ați îmbrăcat în omul cel nou, versetul 12, astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Iată cum calitățile sfinte se adună și dau naștere unui caracter. Ultima mențiune, înainte de a trece la exemple, să nu confundăm curajul și îndrăzneala cu obrăznicia.
sunt manifestări diferite. Pe de altă parte, să nu confundăm slugărnicia și toleranța față de păcat cu respectul. Să luăm un exemplu să înțelegem diferența. În 2 Cronici 26 este scris că împăratul Ozia s-a mândrit și a intrat în templu să facă pe preotul. Vă întreb, preoții care au intrat după el au fost obraznici? Nu. Cu respect i-au spus, împărate, nu ți este îngăduit. Și el însuși a fost lovit și și-a dat seama cam târziu că a greșit. În Psalmul 15, versetul 4, este scris de asemenea că omul care va locui pe muntele casei lui Dumnezeu privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. Aici trebuie să fim atenți ce înseamnă asta. Că, de exemplu, nu putem să apreciem comportamentele imorale din vremea noastră. Și vom lua atitudine în sensul prezentării adevărului. Dar asta nu înseamnă că, de exemplu, la o demonstrație gay, ne vom duce să sărim între ei și să le smulgem pancardele și ceva de genul acesta. Ne vom manifesta într-un mod civilizat. De asemenea, nu este indicat să pretindem respectul, chiar dacă ni se cuvine. Zice în Proverbe 25:27 că nu este o cinste să umbli după slava ta însuți. Spunea Apostolul în Tesaloniceni 2:6-7, ca niște apostoli am fi putut să cerem cinste. Dar a așteptat să îi fie dăruită la înțelegerea lor, nu sub pretenția lui. Așadar, să fim atenți la cuvintele și la toate gesturile noastre care denotă respect sau obrăznicie. Să trecem la câteva exemple, mai întâi cele negative, 1 Samuel 2. Deschide Scriptura pentru a citi mai multe versete. Fiii lui Eli și slujile lor. Lipsă totală de respect față de lucrurile sfinte. 1 Samuel 2:12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se ferbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne. O văra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală, și tot ce apoca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor celor din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de a se arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa, dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea, după ce se va arde grăsimea, asta e din respect pentru Dumnezeu, în cinstea Domnului a voastră. Vei lua ce-ți va plăcea? Sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Și Dumnezeu a îngăduit. Apoi a trimis la ei un om, scrie versetul 27, și l-a mustrat pe el, spunându-i, versetul 29, pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să-ți aduc în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din celte roade luate din toate darurile poporului meu Israel? De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel, spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Cum ar fi asta în vremea noastră? Să-și permită cineva, de exemplu, să ia din banii săracilor, să-și permită să facă slujbele la biserică după cheremul lui, lipsă de respect pentru Dumnezeu, pentru oamenii care veneau. Imaginați-vă, din țară veneau oamenii cu animale, cu jertfe, unii cu dorință sinceră de a aduce un dar Domnului, de a se căi de păcatul lor. Și ei sfidau totul. Legea, conștiința oamenilor, o brăsnicie, fără nicio normă. Ce să mă așteptăm, pentru că scrie aici,
În versetul 21, nu, în versetul 22, se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Și scrie aici că poporul i-a zis, probabil nu va avea nicio rușine față de oamenii care veneau acolo, că era un loc public. Alt exemplu, cartea Nemia, capitolul 2. Știți că acest bărbat a fost numit guvernator la cererea lui cu scopul rezidirii Ierusalimului. Dar s-au găsit oameni împotrivitori, Sambalat, Tobia și alții ca ei, eu i-am numit oameni fără valoare, fără respect și fără aducere aminte la Ierusalim. Nemia, capitolul 2, versetele 19 și 20. Sambalat, Hronitul, Tobia, slujitorul amonit și Geshem, arabul, fiind înștițați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și le-a răspuns, Dumnezeu celor ne va da izbândă. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Capitolul 4. Din nou în obrăsnicia lor, spuneau, versetul 3, de exemplu, să zidească numai dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. O altă obrăsnicie, capitolul 13, de la versetul 7. Când s-a întors la Ierusalim, a văzut răul pe care îl făcuse Eliașib pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Ce obrăznicie și-au permis în incinta templului, în anexele acelea, să-și instaleze ei lucrurile, să-și facă o magazie sau știu eu ce alte activități desfășurau acolo. Niciun respect pentru lucrurile sfinte. Și un ultim exemplu negativ, oamenii implicați în judecata, condamnarea și execuția Domnului Iisus Hristos. M-am gândit încă o dată câtă lipsă de respect atunci. Scrie în Matei capitolul 27 de la versetul 67, deci Domnul Iisus a gustat obrăznicia oamenilor. 26 cu 67, atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând, Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Capitolul 27, versetul 28, l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie, au umplut-o cu nună de spin pe care i-au pus-o pe cap, i-au pus o trestie în mâna dreaptă, apoi îngenuncheau înaintea lui și băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui, luau trestea și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Dar nu uitați, a spus Domnul Iisus, că cine nu se poartă frumos cu toți frații lui, este considerat că acel om se face vinovat în raport cu Domnul. Spunea Domnul vorbind, Pavel, vorbind corintenilor, că cine nu se poartă cu atenție cu fratele său, păcătuiește împotriva lui Hristos. Noi am spune, na, fiind stare de una cu asta, noi se scuipăm pe Fiul Dumnezeu, dar când dai din mână și vorbești fără respect de un frate sau de o soră, pe cine jignești? Că fratele și sora s-ar putea să n-audă, dar Domnul aude. Așadar, să nu păcătuim împotriva Domnului. Să nu facem ca cei din vremea lui care spuneau noi, nu, suntem ca părinții noștri care au ucis pe profeți. Domnul a spus, ba da, voi sunteți fiii lor și o dovediți din plin. Exemplele pozitive să ne fie modelul. Un exemplu pentru surori, Rut, cartea cu același nume. Rut și-a câștigat respectul prin respect. Este încântător cât respect a avut pentru soacra ei să nu o lase singură și săracă la bătrânețe. Apoi felul în care se adresează, Rut 2:2, lasă-mă, te rog,
respectul în a merge ea să muncească, nu soacra ei. Ar fi putut să spun, eu nu știu regulă la voi în țară, voi știți, mie mi-e rușine să mă duc. Și zice Boaz 3:11, acum fiică nu te temeți, voi face tot ce vei zice, că toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Și a câștigat respect prin respect. Și a ajuns să se căsătorească bine, chiar dacă era o văduvă străină, și a rămas o femeie de onoare în popor. Poate că relațiile cu soacra sau cu socrii ne dovedesc dacă suntem cu respect sau suntem obraznici. Din felul în care ne adresăm. Dacă putem să spunem cu respect mamă și la soacră și așa mai departe. Un alt exemplu, Mardoheu. L-am numit evreul care a respectat autoritatea cerească și cea pământească și care a ajuns și el să fie respectat. Scrie în Estera capitolul 2 că atunci când a aflat de un complot împotriva regelui, s-a implicat, socotind că este o jignire, o nedreptate ce se face monarhului, dar nu l-a cinstit nimeni pentru aceasta. În capitolul 3 își dovedește respectul față de legea lui Dumnezeu, versetul 2. Toți slujitorii împăratului care stăteau la porta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman. V-am spus că respect nu înseamnă slugărnicie. Așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. S-au indignat toți, faptul era foarte sesizabil. Și de aici mânia lui Haman. Mardoheu rămâne pe poziție. Și vreau să-l observăm în poziția de respect, capitolul 6. Cuvinte ieșite din gura lui Haman. Versetul 11. Haman a luat haina și calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe locul deschis al cetății și a strigat înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Respect. Și apoi scrie în capitolul 8, versetul 15, Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă și cu o mare crună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură, cetatea Susa striga și se bucura. Și citim și în 10:3, căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros, el era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci au căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Deci dacă vrem respect, să oferim respect, că nimeni n-ar vrea să se poarte alții obraznic cu el, să nu fim nici noi obraznici. Și un ultim exemplu, Iosif, bărbatul Mariei, Matei 1:19, nu voia să o facă pe Maria de rușine înaintea lumii. Deci omul cu respect nu face pe nimeni de rușine în public. Să ne ajute Domnul și nouă, amin? Încheiem afirmând că viciul obrăznicia este o manifestare demonică care are la bază principiul răzvrătirii verbale și faptice, care este cultivat la maxim în vremea aceasta și va ajunge la culme sub conducerea ultimului guvernator planetar. Iată ce a fost profețit în Daniel 8:23. Despre ultimul lider al Rumii, care nu-l mai detronează nimeni, ci direct Domnul. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor umplut măsura nelegirilor lor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Tot despre el citim în 11:37. Să vedeți o totală lipsă de respect. Nu va ține seama nici de Dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt, nu va ține seama de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine însuși mai presus de toți. Și Apocalipsa 13:5 îl prezintă
în reluare profetică, în aceeași ipostază lipsită de respect. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule, i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. După care se va împlini ce a profețit Domnul prin Enoch și mulți alții, că Dumnezeu se va scula să judece pe cei care și-au umplut gura cu vorbe de ocară. Așadar, să nu ne mirăm de ce va urma. O totală lipsă de respect în societate. Până acolo încât spunea Domnul, copiii se vor ridica împotriva părinților lor și vor omorâ. În schimb, respectul, dar cel adevărat, nu formal, cum scrie în Isaia 29 cu 13, așa de pe buze, nu e vorba aici de aspecte de piață. Un respect adevărat este o virtute sacră care cuprinde cinstea ce se oferă lui Dumnezeu și cinstea pentru toată creația realizată de Dumnezeu. Zice Pavel Roman 12 cu 10, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, respect. Că e ceva scris interesant tot de Pavel în 1 Corinteni 12 cu 14 referitor la structura organelor în trupul uman. Asta dacă cineva ar spune, ce-i dau lui cinste, dar lipsit de însemnătate, de valoare. 1 Corinteni 12 cu 24, citim. În 14 scrie că trupul e format din mai multe mădulare. 24, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multe cinste mădularilor lipsite de cinste. Deci nu există mădulare fără cinste. De aceea să o dăm așa cum se cuvine, cum scrie și Petru 1, Petru 2 cu 17, cinstiți pe toți oamenii. Iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, că asta e dovada respectului, dați cinste împăratului. Să ne ajute Domnul să fim oameni respectoși și nicio obrăznicie să nu se găsească pe buzele noastre, în privirea sau în vreo altă atitudine a noastră. Amin.